Mioveniul este unul dintre puținele locuri din țară unde se practică în mod organizat un sport pe cât de simplu, pe atât de atractiv. Este vorba despre darts, joc în care niște săgeți mici sunt aruncate pe o țintă fixată de perete, obținându-se puncte în funcție de precizia aruncării. Spre deosebire de seturile jucărie, pentru competițiile oficiale se folosesc echipamente profesionale, dar, în ciuda materialelor speciale din care sunt fabricate acestea, dartsul rămâne un sport foarte ieftin, deci accesibil oricui. Ca simple curiozități, precizăm că panoul de darts se fixează în întotdeauna la o înălțime de 1,73 m de la nivelul solului până la centrul țintei, că distanța standard de aruncare este de 237 de centimetri, că săgețile pot să aibă lungimea maximă de 30 de centimetri și greutate de maxim 50 de grame, că sunt mai multe variante de joc, dintre care doar 3 se practică în competițiile oficiale, că durata unei partide variază între 20 și 50 de minute, în funcție și de formatul jocului, dar și de scor, că arbitrajul este făcut de jucătorul care a pierdut înainte și că nu există o ținută standard de joc, fiind interzise totuși excesele vestimentare, gen papuci, pantofi cu toc sau blugi. La Mioveni, clubul dedicat exclusiv darțului a fost înființat în anul 2009, după ce mai mulți prieteni din oraș aflați la o pensiune s-au întrecut în scop recreativ, fiecare încercând să lovească ținta în punctul roșu din mijloc, numit bull. Pasiunea fiind stârnită s-a dorit apoi să se cunoască exact regulile acestui sport și astfel a apărut inițiativa înființării acestei asociații care s-a numărat printre fondatorii Federației Române de Specialitate. În prezent, Mioveniul are cei mai mulți jucători legitimați la toate categoriile de vârstă, atât la feminin cât și la masculin și deține în palmares titluri naționale de seniori și juniori, câștigarea de două ori a cupei cluburilor, dar și medalii de aur obținute la turnee organizate în străinătate. Clubul, sprijinit de către primăria locală, beneficiază de un spațiu de antrenament dotat cu mai multe instalații profesionale de darts în incinta săli sporturilor din localitate, aici fiind inițiați și noi veniți. De altfel, pentru popularizarea acestei discipline în afara competițiilor oficiale, la Mioveni se organizează anual între amicale pentru instituții publice, polițiști, jurnaliști și chiar deținuți. Sport foarte tânăr în România, dartsul are deocamdată puțin peste 2000 de practicanți înregistrați și doar 14 cluburi afiliate, principalele două competiții interne, Romanian International Darts Open și Romanian Classic Darts Open, asigurând premii de 15.000 de euro fiecare. De-a lungul anilor, doi români au reușit să se califice la campionatul mondial, competiție foarte populară în lume și transmisă de Eurosport și de alte prestigioase posturi de televiziune. De altfel, acest sport este în plină extindere. De pildă, în Olanda se practică în mod organizat în școli pentru exersarea aritmeticii, dar și pentru consolidarea unor capacități, precum îndemânarea și puterea de concentrare. Iată de ce curentul inițiat chiar în Argeș este novator, căci există și la noi un mare potențial de creștere. Și când e vorba de sport, îi invidiem pe vecinii din Mioveni și explicăm totul prin prisma banilor mai mulți care sunt acolo. Darțul este însă dovada că nu e mereu așa, fiindcă uneori decisive sunt doar entuziasmul și inițiativa, alte capitole la care, iată, câmpul lungul a rămas în urmă.